Iată titlurile acestei ediții. O mașină ce aparține unei companii private de pază a fost implicată într-un accident de circulație în capitală. În zonă s-au format ambuteiaje kilometrice. O pacientă din Cahul a fost adusă cu o ambulanță SMURT la Chișinău. Femeia de 68 de ani a suferit o traumă gravă la picior. Trei mașini au fost grav avariate, iar două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident pe traseul Chișinău-Ungheni. Polițiștii l-au reținut și pe cel de-al treilea tânăr, care împreună cu doi prieteni ar fi atacat cu un cuțit și jefuit un minor de 15 ani într-un parc din Chișinău. Au furat o mașină ca să se plimbe cu ea prin Chișinău. Doi minori de 17 ani au fost reținuți de poliție. O mașină ce aparține unei companii private de pază a fost implicată într-un accident de circulație în capitală. Totul a avut loc în după amiază de 5 mai, în jurul orei 13:40 pe strada Petricani din sectorul Râșcani al capitalei. Imaginile de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. În acestea se vede că mașina pază a fost lovită lateral de un alt automobil. La locul impactului a venit și o echipă de polițiști de la secția documentare accidente rutiere. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia State a declarat că mașina firmei de pază era condusă de un bărbat de 45 de ani, iar la volanul celuilalt automobil era un șofer de 40 de ani. Din fericire, în urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. Asta dacă nu luăm în calcul șoferii care din cauza accidentului s-au pomenit într-un ambuteiaj kilometric. Deocamdată, poliția nu a relatat din cauza cui s-a produs coliziunea. Oamenii legii continuă investigațiile, iar cel care va fi găsit vinovat riscă până la 6 puncte de penalizare, dar și o amendă de 1.500 de lei. Grav accident în sudul țării. Un șofer a ajuns cu mașina într-un pilon electric în satul Colibaș din raionul Cahul. Totul s-a întâmplat în noaptea de 4 mai, în jurul orei 23:35 pe traseul Cahul-Giurgiulești. Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, un șofer de 20 de ani s-a angajat într-o depășire periculoasă. În acel moment, una din roțile mașinii a nimerit într-o groapă de pe șosea, iar șoferul a pierdut controlul asupra automobilului, nu s-a isprevit și a ieșit pe contrasens, tamponându-se într-un pilon electric de pe acostamentul drumului. Ca urmare, cu traume ușoare, s-a ales pasagerul din mașină în vârstă de 21 de ani. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului. Toate circumstanțele vor fi ulterior stabilite. Crimă macabră în raionul Cimișlia. Un bărbat de 52 de ani ar fi fost omorât în bătăi de fiu și soție. Totul s-a întâmplat în data de 4 mai, în jurul orei 17, într-o gospodărie din satul Selemet. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Cimișlia, Cristina Vicol, a declarat că cei trei membri ai familiei, bărbatul de 52 de ani, soția lui de 50 de ani, dar și fiul lor de 25 de ani, ar fi consumat alcool împreună. La un moment dat, între ei s-ar fi iscat o ceartă. Fiul, împreună cu soția, l-ar fi luat pe bărbat la pumni și picioare până l-au lăsat la podele fără cunoștință. Din nefericire, bărbatul a decedat la scurt timp. Preliminar, moartea ar fi survenit din cauza traumelor grave pe care le-a suferit bărbatul. Poliția a pornit o cauză penală și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs crima. O pacientă din Cahul a fost adusă cu o ambulanță SMURD la Chișinău. Femeia de 68 de ani a suferit o traumă gravă la picior. În dimineața de 5 mai, o echipă de medici și paramedici din Moldova și România au preluat pacienta și au transportat-o la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Pe tot parcursul drumului, femeia a fost supravegheată de specialiști. Din fericire, starea pacientei a fost stabilă, fără careva complicații. Acum femeia urmează să fie supusă unui tratament intensiv. De menționat că un grup de 9 medici și paramedici din România activează în cadrul Spitalului Raional Cahul în suportul sistemului medical din Republica Moldova. Misiunea acestora se desfășoară în secția de terapie intensivă a unității medicale. Pe parcursul a 2 săptămâni, în comun cu colegii din Moldova, aceștia intervin în misiuni primare pentru acordarea ajutorului necesar oamenilor din sudul țării aflați în dificultate.
O depășire riscantă a provocat un adevărat carambol pe traseul Chișinău-Ungheni. 3 mașini au fost grav avariate, iar 2 persoane au ajuns la spital. Totul a avut loc în după-amiază de 4 mai, în jurul orei 17:25, în apropiere de satul Tătărești din Raionul Strășeni. În imaginile de la fața locului se vede că 2 din cele 3 automobile implicate au ajuns în șanțuri. La fața locului a venit poliția, ambulanța, dar și pompierii. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Strășeni, Silvia Vetcu, a declarat că totul s-a întâmplat după ce un tânăr de 29 de ani care se deplasa spre Nisporeni ar fi ieșit la o depășire riscantă. Acesta ar fi tamponat lateral o mașină, la volanul căreia se afla o femeie de 43 de ani ce se deplasa spre Chișinău. Ulterior, automobilul tânărului a fost proiectat în spatele unui alt autoturism condus de un șofer de 22 de ani care se ducea spre Călărași. În urma impactului, atât mașina șoferului care ar fi provocat totul, cât și cea care a fost lovită ultima, au ajuns în șanțuri. Mai mult, tânărul de 22 de ani, dar și pasagerul pe care l-avea în mașină, de 31 de ani, au fost luați de ambulanță și duși la spital. Celelalte persoane implicate în accident nu au pățit nimic. Toți șoferii au fost supuși testului la alcool, iar rezultatele au demonstrat că aceștia nu urcase la volan în stare de ebrietate. Poliția a pornit un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele. Șoferul care va fi recunoscut vinovat riscă să fie pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victime. Polițiștii l-au reținut și pe cel de-al treilea tânăr, care împreună cu 2 prieteni ar fi atacat cu un cuțit și jefuit un minor de 15 ani într-un parc din Chișinău. Acum acesta, ca și complicei săi, este reținut pentru 72 de ore. Amintim că totul a avut loc în noaptea de 3 mai, în parcul Valea Trandafirilor. Mai mulți necunoscuți s-au apropiat de un băiat de 15 ani, l-au amenințat cu un cuțit, i-au furat telefonul și rucsacul pe care l-avea în spate, apoi au fugit. La scurt timp, unul dintre suspecți a fost reținut de o echipă de carabinieri pe bulevardul Decebal al capitalei. Totodată, un alt suspect a fost prins de poliție în acea noapte, iar recent a fost reținut și cel de-al treilea individ. Aceștia sunt suspectați că au furat de la minor un telefon, un rucsac și o boxă portabilă, în sumă totală de aproape 11.000 de lei. Acum cei 3 indivizi sunt cercetați penal pentru tâlhărie, infracțiune ce se pedepsește cu până la 10 ani privațiune de libertate. Au furat o mașină, s-au plimbat cu ea prin Chișinău, au abandonat-o și s-au dus de la fața locului. Este isprava a 2 minori din Chișinău care acum ar putea plăti cu propria libertate pentru faptelor. Cei 2 au ajuns în vizorul poliției după ce proprietarul vehiculului, un bărbat de 33 de ani, s-a plâns oamenilor legii că i-a dispărut autoturismul din locul de parcare. Forțele de ordine au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins cum minorii se plimbă pe mai multe străzi, ulterior parchează vehiculul și pleacă. La scurt timp, poliția a dat și de urmele bănuiților. Ei s-au dovedit a fi 2 minori de 17 ani care anterior au furat mașini de nenumărate ori. Și de această dată ei au fost prinși și duși la inspectorat pentru audieri. Cei 2 minori și-ar fi recunoscut vina, declarând că au vrut doar să se plimbe. Acum ei sunt cercetați în libertate pentru răpirea unei mașini și riscă până la 3 ani de pușcărie sau amenzi de până la 67.500 de lei. S-au pornit la furat, dar au ajuns încă tușați de agenții de la Serviciul de Protecție Internă și Anticorupție. Este ghinionul de care au avut parte 2 tineri de 19 și respectiv 27 de ani, locuitori ai raionului Lova. Aceștia au fost reținuți în timp ce se duceau spre o gospodărie din satul Băiuș, de unde, potrivit oamenilor legii, intenționau să fure bunuri de preț. Totul s-a întâmplat în data de 2 mai. Agenții de la SPIA, ajutați de cei de la Serviciul de Informație și Securitate, au dobândit informații despre planul bănuiților și despre ora și locul unde au de gând cei 2 să dea spargerea. Prin urmare, forțele de ordine le-au pus cătușele bănuiților chiar la locul faptei. În urma perchezițiilor asupra suspecților, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe cuțite, dar și telefoane mobile pe care le foloseau pentru a ține legătura între ei. Mai mult, în urma verificării telefoanelor, au fost identificate mesaje care atestă intențiile făptașilor de a jefui gospodăria. În urma audierilor, indivizii și-ar fi recunoscut parțial vina. Acum ei sunt cercetați pentru jaf, infracțiune ce se pedepsește cu până la 7 ani de detenție. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
Accident matinal la Anii Noi. Un șofer de tir s-a tamponat într-un copac de pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat în dimineața de 5 mai în satul Ciobanovca din raionul Anii Noi. Potrivit poliției, accidentul s-a produs după ce șoferul autocamionului ar fi ieșit pe contrasens și ca urmare a intrat cu vehiculul său în copac. Chiar dacă oamenii legii declară că șoferul nu s-a isprăvit cu ghidajul din cauza șoselei umede, marturii oculari susțin că acesta ar fi adormit la volan. Din fericire, șoferul tirului nu a pățit nimic și nici vehiculul său nu a fost avariat. Acesta riscă amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare pentru provocarea unui accident rutier. Conflictele dintre șoferi se termină deseori cu bătăi în mijlocul drumului. Un astfel de caz s-a produs în dimineața de 4 mai, în jurul orei 8, în sectorul Ciocan al capitalei. În imaginile de la fața locului expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular se văd două mașini care staționează chiar în mijlocul șoselei, iar conducătorii auto se ceartă. La un moment dat, unul dintre ei încearcă să-l lovească pe celălalt, ultimul, însă reușește să evite pumnii ce-i vin în față. În cele din urmă, bătăușului îi cade telefonul din buzunar. Acesta îl ridică de jos și se întoarce în mașina sa. Deocamdată nu este clar de la ce a pornit conflictul. Cert este că din cauza celor doi, în zonă s-au format ambuteiaje și s-a circulat dificil. Și-a lăsat mașina într-o parcare, iar când s-a întors și-a găsit-o zgâriată. I s-a întâmplat unui șofer din Chișinău care acum încearcă să-l găsească pe cel care i-a deteriorat vehiculul. Bărbatul a postat imagini pe o rețea de socializare în care se vede cum un șofer iese din locul de parcare cu spatele și se atinge fix de vehiculul victimei. Ulterior, acesta îndreaptă volanul ca să poată ieși din parcare și părăsește locul accidentului. Ghinionul lui a fost ca în acea parcare să fie instalate camere de supraveghere, iar șoferul pătimaș a reușit să descifreze numărul de pe plăcuța de înmatriculare. Menționăm că, potrivit legii, părăsirea locului accidentului se pedepsește cu până la 2500 de lei amendă sau cu privare de dreptul de a conduce mașini pe un termen de până la un an. Pompierii, polițiștii și militarii continuă să monitorizeze localitățile aflate în carantină. La intrările și ieșirile din localități funcționează 25 de posturi fixe, iar 11 echipe mobile patrulează zonele. Acestea permit ca în satele Etulie și Cișmichioi din raionul Vulcănești, Talmaza și Carahăsani din Ștefan Vodă, Brânzeni din raionul Iedneț, dar și în orașele Soroca și Glodeni să intre numai vehicule ce aduc produse alimentare, bani și medicamente. Totodată, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență desfășoară acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a coronavirusului de tip nou. Persoanele sunt îndemnate să rămână acasă, să păstreze distanța socială și să informeze autoritățile în caz de suspecție de COVID-19. Dacă ai fost martorul unei situații interesante, expediază-ne imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.